seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Întrebare. Iată din nou față în față cu dumneavoastră. Noi de aici din studio vă salutăm și vă mulțumim că ați ales să petreceți încă o seară împreună cu noi. Venim și în seara aceasta cu o nouă temă și bineînțeles cu un invitat, de fapt o revenire în studioul nostru, a prietenului nostru, nimeni altcineva decât reverend doctorand Sorin Horia Trifa, preot misionar în cadrul Bisericii Luterane Sinodul Missouri. Sorin, bine revenit! Cătălin, bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Mă bucur să ne revedem după o mică pauză pe care am avut-o și noi și tu. Am văzut că te-ai bucurat de perioada aceasta de vară. Mulțumim Domnului că suntem sănătoși, ne putem vedea astăzi și mai ales să putem discuta despre o temă pe care ți-o propun. O temă de interes, a spune, pentru noi, pentru creștini, în special pentru poporul român care are oarecare sensibilitate în ceea ce privește originile Domnului Iisus Hristos și, în special, asupra persoanei a căreia noi o numim Maica Domnului. Așa că, fiind în perioada acestei mari sărbători creștine, sărbătorite atât în țările ortodoxe cât și în țările catolice, discutăm astăzi despre Fecioara Maria, despre mama Domnului Iisus Hristos. Așa că hai să vedem puțin privind generic, apoi ne vom uita istoric, cum a evoluat raportul creștinismului sau raportul creștinilor în ceea ce privește sărbătoarea Maicii Domnului, concepte, crezuri și tot ce înseamnă închinarea, adorarea ei ca persoană sfântă. Cătălin, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai avut curajul să abordezi o astfel de temă. Trebuie să mărturisesc că ori de câte ori mă apropii de acest subiect, concluzionez faptul că Sfânta Fecioară Maria pare să fie de departe cel mai controversat personaj din această credință creștină. Este purtată așa ca pe valuri și se ajunge de multe ori de la o extremă la alta. Creștinismul este împărțit între oameni care îi acordă Sfintei Fecioare Maria puteri divine și prerogative divine, făcând-o aproape una cu Dumnezeu, parte a Sfintei Trăim și Comântuitoare alături de Domnul nostru Iisus Hristos, până la extrema opusă, acolo unde întâlnim creștini în general din sânul familiei protestante, care au o atitudine radicală față de Sfânta Fecioară Maria și aproape că le este și teamă să pronunțe numele acesta, sfidând-o ori de câte ori ar fi cazul să vorbim despre ea. Este, cred că, extrem de important pentru creștinism să înțeleagă care este rolul acestei femei speciale în credința creștină și, mai mult decât atât, care este valoarea ei pentru fiecare dintre noi. Sfânta Scriptură este destul de limitată în a ne oferi informații cu privire la Maica Domnului. Ceea ce știm din pagine Scripturii ne vin în special din Evanghelia lui Luca, primele două capitole, acolo unde doctorul Luca acordă un interes deosebit nașterii Domnului nostru Iisus Hristos și contextul în care acest eveniment s-a petrecut, lucru care nu mai este prezentat de nicio altă evanghelie. Mai avem apoi o referire interesantă la Maica Domnului în Ioan, Evanghelia Sfântului Apostol Ioan la capitolul 2, acolo unde ni se vorbește despre nunta din Cana, unde Sfânta Fecioară a participat alături de Domnul nostru Iisus Hristos și ucenicii acestuia, și acolo găsim și un dialog între Sfânta Fecioară și Domnul nostru Iisus Hristos, un dialog care deseori a născut controverse în a-l explica. Iar apoi mai întâlnim doar referiri sporadice de-a lungul evanghelilor și de asemenea se sfârșesc afirmațiile sau, mă rog, comentariile despre Sfânta Fecioară Maria
cu faptele apostolilor, atunci când o găsim pe Sfânta Fecioară în rândul ucenicilor Domnului nostru Iisus Hristos, urmând ca după acest moment istoric să nu mai găsim niciun fel de referințe. De asemenea, trebuie să spunem faptul că Scriptura nu dogmatizează persoana Sfintei Fecioare Maria, deci lucrurile pe care le cunoaștem despre Sfânta Fecioare Maria sunt mai degrabă relatări de natură istorică, ci nu dogmatică. Ceea ce știm din Scriptură este faptul că această fecioară trebuie să fi fost extrem de tânără. Mulți teologi spun că trebuie să fi avut undeva între 14 și 16 ani, ca atare era o copilă, o adolescentă. Era negreșit dacă ne uităm în cele două genealogii prezente în Evanghelia Sfântului Apostol Matei, respectiv în Evanghelia Sfântului Apostol Luca, descoperim faptul, Sfântului Doctor Luca, descoperim faptul că Sfânta Fecioară Maria se trăgea din linia lui David, cu alte cuvinte, era o urmașă a marelui împărat David, dar ce mai conta lucrul acesta într-un Israel din jurul primului secol, atunci când acesta era sub stăpânire sub stăpânirea Imperiului Roman de atâta amar de vreme, care trecuse prin robia babiloniană, care avusese atâtea și atâtea probleme în cele aproximativ 4 secole dintre Vechiul și Noul Testament, timp în care toată gloria poporului Israel fusese aproape ștearsă cu buretele, iar a afirma faptul că ești moștenitoarea lui David nu însemna aproape nimic la momentul acela. Alte lucruri cu privire la Fecioara Maria ne vin din tradiție și nu din Scriptură. Tradiția este cea care ne informează cu privire, de exemplu, la părinții Sfintei Fecioare Maria, despre care Sfânta Scriptură nu afirmă absolut nimic. Tot tradiția ne lasă imaginea faptului că s-a căsătorit cu Sfântul Iosif, care era un om bătrân, lucru pe care, mă rog, din Scriptură nu-l putem argumenta, și tot din tradiție se nasc foarte, foarte multe foarte multe obiceiuri pe care poporul român, popor creștin, le practică și care devin foarte, foarte prezente, în special în momentele în care Sfânta Fecioară este sărbătorită. Cred că este foarte important însă pentru telespectatorii noștri să descopere o poziție corectă, părerea mea, o poziție de mijloc cu privire la acest personaj extrem de important în definitiv pentru noi, pentru că Scriptura ne spune faptul că Dumnezeu este Cel care a ales această plăpândă ființă să fie cea care a dat naștere, cea în pântecul căreia s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu, despre care Scriptura ne spune, fără dar și poate, că locuia în El întreaga plinătate a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, putem să spunem faptul că cel puțin pentru 9 luni de zile, pântecul Sfintei Fecioare Maria nu a fost altceva decât Sfânta Sfintelor din templu de la Ierusalim, acolo unde citim faptul că se manifesta prezența lui Dumnezeu, această prezență timp de 9 luni, manifestându-se în pântecul Sfintei Fecioare Maria, care, conform formulei de la Calcedon, devine Teotokos, de la Efes și de la Calcedon, devine Teotokos, adică purtătoarea, născătoarea de Dumnezeu. Foarte important că ai menționat acest denumire pe care Fecioara Maria a primit-o de-a lungul, să spunem, istoriei creștinismului, aceea de persoana care naște Dumnezeu. Acum, noi știm, conform, să spunem, Sfinte Scripturi, că Dumnezeu nu are început și nu are sfârșit. În doctrina ateistă, întotdeauna vine întrebarea asta, cine l-a creat pe Dumnezeu, cine l-a născut pe Dumnezeu, de unde a apărut Dumnezeu? O întrebare la care nimeni nu poate da un răspuns. Și asta este una din tainele pe care le vom afla împreună atunci când vom fi împreună cu Dumnezeu. Dar vreau să menționăm faptul că Domnul Iisus Hristos
exista, ce înseamnă practic, sau cum am traduce în limbajul acesta cât mai simplu, astfel cât să se înțeleagă conceptul acesta de născător de Dumnezeu. Pentru că Domnul Hristos este încă de la începutul începutului. Născător de Dumnezeu nu înseamnă, cred, altceva decât întruparea Lui. Da. Este clar pentru fiecare creștin faptul că noi nu vorbim despre o apariție a Fiului Lui Dumnezeu la momentul, la momentul bunei vestiri, la momentul în care Îngerul Gabriel îi spune Sfintei Fecioare Maria faptul că va fi umbrită de Duhul Sfânt și că Fiul Lui Dumnezeu se va naște din pântecul ei. Nici de cum. Ca a doua persoană a Trinității, Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, există din eternitate împreună cu Dumnezeu Tatăl și împreună cu Dumnezeu Fiul. Însă noi vorbim despre Sfânta Fecioară Maria ca Teotocos, ca născătoare de Dumnezeu, într-un context soteriologic. Vorbim în contextul mântuirii noastre, acolo unde primul pas spre mântuirea noastră a fost ca Fiul Lui Dumnezeu să se întrupeze, să devină om, să se inumanizeze. Iar acest lucru, această preluare, această asumare a naturii umane, știm că s-a făcut din pântecul Sfântei Fecioare Maria. Iar atunci când vorbim despre Sfânta Fecioară Maria ca născătoare de Dumnezeu, vorbim despre ea ca cea în care s-a făcut această întrupare, această asumare a naturii umane de către Dumnezeu cel etern și veșnic. Cu siguranță Sfânta Fecioară Maria nu a dat naștere lui Dumnezeu ca și când el nu ar fi existat înainte de acest eveniment, ci ea a dat naștere cu adevărat lui Dumnezeu venit în lumea noastră, născut în lumea aceasta a noastră, asemenea nouă, astfel încât el să poată să ducă la îndeplinire planul de mântuire care a constat în ascultarea de lege, pentru că Domnul nostru Iisus Hristos, deși era Dumnezeu 100% și om 100%, Scriptura ne spune că el s-a născut sub lege. Cum s-a născut sub lege? Din Sfânta Fecioară Maria. Iar apoi, ascultând perfect de lege și luând asupra lui toate păcatele noastre, el a putut să suporte blestemul legii pentru păcatele noastre și astfel să aducă mântuire pentru fiecare dintre noi. Este însă un debate foarte interesant la capitolul ăsta și acesta s-a născut mai degrabă undeva în zorii reformei protestante, atunci când, a renăscut în zorii reformei protestante, aducând în actualitate erezia nestoriană din secolul al IV-lea, acolo un Nestorius și mai apoi Zwingli și alți teologi au considerat faptul că mai degrabă Sfânta Fecioară ar trebui să fie numită Christotokos sau născătoare de omul Hristos, ci nu de de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu poate să încapă în pântecul finit al Sfintei Fecioare Maria și nu poate să se nască. Erezia lui Nestorius, care combătea termenul de Teotokos și nu-l dorea, spre a fi folosit, a fost condamnată pe rând la sinodul de la Efes, apoi de la sinodul ecumenic de la Calcedon, însă din păcate ea a reînviat și cred că și în prezent este o întreagă discuție pe acest subiect. Noi, și când mă refer aici la noi, mă refer la creștinii luterani, asemenea creștinilor romano-catolici și cei ortodoxi, o considerăm pe Sfânta Fecioară Maria ca fiind născătoare de Dumnezeu și considerăm că în acele 9 luni în care pruncul Iisus s-a aflat în pântecul ei, el a fost cu adevărat Dumnezeu și cu adevărat om, chiar și în pântecul ei, și ca atare putem să spunem faptul că Sfânta Fecioară Maria a fost purtătoare de Dumnezeu în pântecul ei și născătoare de Dumnezeu. Cum se explică din punct de vedere tehnic toți acești termeni?
este o mare taină. O mare taină care ne depășește pe fiecare dintre noi, însă noi, faptul că ne izbim de anumite taine în viața noastră, nu înseamnă repudierea lor, ci înseamnă mai degrabă acceptarea lor prin credință, pentru că așa ne spune Dumnezeu, iar noi acceptăm și credem aceste lucruri în ciuda faptului că ele depășesc capacitatea noastră de a le explica într-un sens lumesc, într-un sens fizic. Exact. Mintea omului este limitată și știm că spune Sfânta Scriptură că vor fi acele momente atunci când vom cunoaște pe deplin, dar acel moment va fi atunci când vom fi împreună cu Dumnezeu în cer. Sorin, mergem puțin înainte de statutul acesta de Teotocos, asta spune chiar înainte copilăriei, adolescenței Mariei, ne mergem spre nașterea. Și aici găsim o altă idee care a născut și încă naște discuții contradictorii între teologi și, bineînțeles, între diverse confesiuni. Vorbim despre tatuarul acesta al nașterii fără păcat. În latină că îi se spune Imaculata Concepție. Și pe limbajul nostru, al poporului, se spune că Maria ar fi fost născută fără păcat. S-a născut fără păcat. Curată 100%. Fără păcatul strămoșești, cum am spune noi, așa într-un limbaj mai bisericesc. Știm cu toții că atunci când ne naște, orice ființă umană care se naște duce împreună păcatul acesta adamic pe care îl moștenim de la protopărinții noștri. Aici, în cazul Mariei, este o discuție pe tema aceasta. Ce poți să ne spui? Este o discuție foarte amplă, iar creștinismul se împarte și la acest capitol. Avem, de exemplu, teologia romano-catolică care susține faptul că Sfânta Fecioară Maria s-a născut fără păcat. Mai avem din studiile mele teologia ortodoxă răsăritană care afirmă faptul că ea s-a născut cu păcat, dar a fost curățată de păcatul ei, a fost făcută imaculată prin prezența Domnului nostru Iisus Hristos în pântecul ei, a fost curățată de către Duhul Sfânt și de prezența lui Dumnezeu. Ar mai fi a patra concepție care corespunde, de exemplu, cu poziția luterană, anume că Maria, putem să vorbim despre Maria ca fiind sfântă și imaculată, dar prin credință, asemenea fiecăruia dintre noi, adică prin faptul că ea s-a încrezut în promisiunea lui Dumnezeu, această promisiune a lui Dumnezeu, această credință în promisiunea lui Dumnezeu a fost una care a justificat-o de păcatul ei și lucrul acesta se întâmplă cu fiecare dintre noi și, bineînțeles, există extrema a patra și complet de nedorit din punctul meu de vedere, aceea în care o considerăm pe Sfânta Fecioară Maria ca neavând niciun fel de legătură cu sfințenia. Și aici trebuie să cântărim cu foarte mare grijă. Trebuie să știm că doctrina despre Imaculata Concepție a fost stabilită oficial foarte, foarte târziu, acum aproximativ un secol și ceva, s-a decis cu privire la această doctrină pentru ca ea să fie una oficială în biserică. Este greu de acceptat din punct de vedere biblic acest lucru. Noi creștinii luterani și cred că cei mai mulți dintre protestanți suntem de acord cu faptul că doar Domnul nostru Iisus Hristos s-a născut în mod imaculat. De ce? Pentru simplu motiv că El a fost conceput în pântecul Sfintei Fecioare Maria într-un mod supranatural, nu în modul natural, adică nu prin relația fizică între un bărbat și femeie care conduce în mod automat la procreere, la nașterea vieții în pântecul femei, ci Domnul nostru Iisus Hristos s-a născut prin intervenția supranaturală a Duhului Sfânt asupra pântecului, asupra organelor reproducătoarele Sfintei Fecioare Maria și în felul acesta El nu a moștenit păcatul original, adică putem să spunem că s-a născut în mod imaculat. Despre Sfânta Fecioară Maria nu există niciun fel de referințe în Sfânta Scriptură că ar fi avut parte de o naștere miraculoasă. Ea a avut parte de o naștere pe cale naturală, a moștenit păcatul strămoșesc, păcatul lui Adam, a avut o natură decăzută ca fiecare dintre noi, a fost ispitită în continuu și s-a aflat sub această povară
a păcatului, însă trebuie să admitem faptul că prezența lui Dumnezeu este o prezență care induce sfințenie. De ce vorbim, de exemplu, despre Sfânta Biserică? Pentru că Dumnezeu este prezent în Sfânta Biserică și o sfințește prin propria lui prezență. La fel și Sfânta Fecioară Maria. Templul, de exemplu, a fost sfințit de prezența lui Dumnezeu, citim în Vechiul Testament. În același fel și Sfânta Fecioară Maria a fost sfințită de această prezență miraculoasă a lui Dumnezeu cel Sfânt în pântecul ei. Și mai mult decât atât, noi spunem faptul că ea, încrezându-se în promisiunile Evangheliei care vin la ea prin gura Sfântului Înger Gabriel și care îi spune, iată, cel care se va naște din tine va fi cel care va mântui lumea de păcat și așa mai departe. Ea crede lucrurile acestea, spune, facă-se după cuvântul tău și lucrul acesta, această credință este cu adevărat o credință care justifică, o credință pe care noi ar trebui din tot sufletul nostru să o imităm în viața noastră. De aceea, tabloul Sfintei Fecioare Maria este unul foarte important pentru noi. Din prisma aceasta a credinței. Chiar vorbeam cu un foarte bun prieten, coslujitor cu mine în biserica noastră și dezbăteam subiectul acesta al Mariei și mă gândeam ce trebuie să fi fost în sufletul ei în momentul în care Sfântul Înger Gabriel vine și îi spune, iată, vei rămâne însărcinată. Lucrul acesta a fost pe de o parte o surpriză pozitivă, pentru că într-adevăr trebuie să fii cu adevărat binecuvântat între femei, să-l porți în pântecul tău pe Fiul lui Dumnezeu și să te îngrijești de el atâția ani ca copil, adolescent, tânăr și așa mai departe, să-l ai în preajma ta în permanență. Însă, pe de altă parte, pentru Sfânta Fecioară Maria trebuie să fi fost un moment împovărător. Și de ce spun lucrurile acestea? Ea nu era căsătorită cu Sfântul Iosif la momentul în care Duhul Sfânt l-a conceput în pântecul ei pe Fiul lui Dumnezeu, adică nu era căsătorită în momentul în care a rămas gravidă, însărcinată. Pentru legea care guverna din punct de vedere spiritual poporul Israel, acesta era o abominație. Sfânta Fecioară Maria nu era altceva decât o femeie ușuratică care cu siguranță fie a întreținut relații sexuale premaritale cu viitorul ei soț, fie a curvit înșelându-l pe acesta cu altcineva. Acesta era singura modalitate prin care ea putea să rămână însărcinată. Deci, indiferent care era povestea cu care ea urma să vină înaintea oamenilor și să le vorbească despre sarcina ei ieșită din cadrul legii, ea nu era altceva decât o adulteră. Mai mult însă, Sfântul Iosif știa foarte bine, el fiind un om temător de Dumnezeu, știa foarte bine că nu întreținuse relații sexuale cu ea. Deci vă dați seama cât de împovărător a fost pentru Sfânta Fecioară Maria să meargă și să-i spună soțului ei, uite, știi, aseară mi s-a arătat un înger care mi-a spus aceste lucruri, deci sunt însărcinată. Cătălin, întrebarea este câți dintre noi sau cum am fi reacționat dacă soțiile noastre ar fi venit la noi cu un astfel de mesaj. Îți dai seama ce povară a trebuit să fie în sufletul acestei copile, o fetiță, care, un copil care nu dăduse piept cu multe din greutățile vieții. Totuși o vedem pe Sfânta Fecioară Maria făcând un lucru interesant. Ea nu-i cere lui Dumnezeu îngerului explicații, nu vine să-i spună, ok, te rog, spune-mi cum să comunic vestea aceasta. Ce să-i spun eu bărbatului meu că din senin, așa, din puterea Duhului Sfânt am devenit gravidă? O să mă creadă, nu o să mă creadă? Apoi ce spunem familiei mele, familiei lui, prietenilor, comunității și așa mai departe. Deci pentru Sfânta Fecioară Maria, noi nu înțelegem amănuntul ăsta foarte bine, dar spectrul, cel puțin al viitorului imediat, al proximității, era unul foarte dificil. Ea trebuia să găsească explicații pentru un fapt destul de nefericit. Totuși Sfânta Fecioară Maria pleacă genunchiul și spune, facă-se după voia ta.
Aici este momentul ei de credință uriaș pe care cred eu că noi creștinii ar trebui să-l învățăm de la această minunată și binecuvântată femeie. Pentru că și noi, în viața noastră de credință, Cătălin, trecem prin numeroase momente grele în care nu știm, de exemplu, și mă adresez de aici acum, de exemplu, acelor oameni care aud Evanghelia, o înțeleg, dar le este greu să vină la Evanghelie. De ce? De teama soțului, de teama părinților, de teama prietenilor, colegilor. De ce o să zică colegii de servici când o să afle că eu am devenit un credincios, că mă duc la biserică, că încerc să trăiesc cât mai mult după voia lui Dumnezeu, că am renunțat la alcool, că am renunțat la, știu și eu, la o viață destrăbălată și așa mai departe. Același lucru este o povară pe care și Sfânta Fecioară Maria a trăit-o în viața ei, încercând să explice un lucru dificil de explicat. De aceea, acești oameni care se află în astfel de condiții n-ar trebui altceva decât să învețe de la credința Sfintei Fecioare Maria și să zică în viața lor, facă-se voia ta, Doamne, vom găsi noi metode, vom vedea cum se vor sfârși lucrurile acestea. Important este să urmăm planul pe care Dumnezeu îl are cu noi, ceea ce Sfânta Fecioară Maria a făcut și pentru care noi o iubim atât de mult. Un alt punct care, într-adevăr, naște discuții contradictorii este legată de fecioria Mariei după nașterea Domnului Iisus Hristos. În teologie se spune virginitatea perpetua, starea aceea de virginitate, de feciorie, care rămâne și după nașterea Domnului Iisus Hristos. Ce putem spune despre asta? Cătălin, și la capitolul acesta creștinismul se împarte în două. Sunt foarte mulți creștini, de fapt marea majoritate a creștinilor din prezent consideră faptul că Sfânta Fecioară Maria a rămas virgină și după nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Nașterea aceasta s-a făcut tot într-un fel miraculos, astfel încât virginitatea ei nu a fost afectată, și mai departe continuă cu ideea că Sfânta Fecioară Maria nu a întreținut relații sexuale cu Sfântul Iosif, ca atare ea a rămas pură din punct de vedere sexual și nu este decât mama Domnului nostru Iisus Hristos, deși Scriptura ne vorbește în mod clar despre faptul că în această familie în care s-a născut Domnul nostru Iisus Hristos mai existau cel puțin alți 4 copii, 2 băieți sunt amintiți cu numele, iar despre surori se vorbește la plural, ceea ce ne dă de crezut că erau cel puțin 2. Cu alte cuvinte, în această familie a Sfântului Iosif și a Sfintei Fecioare Maria trebuie să fie existat cel puțin 5 copii, Iisus Hristos fiind cel născut de către Sfânta Fecioară Maria, în afara oricărei relații cu Sfântul Iosif. Și aici problema se pune cine erau acești copii, pentru că în cazul în care Sfânta Fecioară Maria a rămas perpetuă, a rămas pentru toată viața ei ca fiind virgină, știm foarte clar din Evanghelia Sfântului Apostol Matei faptul că Domnul nostru Iisus Hristos a fost primul ei copil, întâiul ei născut. Ca atare, acești cel puțin 4 copii pe care Scriptura îi amintește, nu trebuie să fi fost copiii Sfintei Fecioare Maria, ci ei au fost fie copiii lui Iosif dintr-o altă căsătorie. Știm foarte bine că legea iudaică nu împiedica recăsătorirea omului care rămânea văduv, i-a împiedicat divorțul pe alte criterii decât înșelarea evidentă a partenerului, dar atunci când un om, fie bărbat, fie femeie, își pierdea partenerul de viață, adică bărbatul își pierdea femeia și femeia își pierdea bărbatul, este foarte important să fac remarca aceasta în contextul în care ne aflăm astăzi, pentru că partenerul de viață astăzi nu mai înseamnă ceea ce însemna acum 50 de ani. Deci când bărbatul rămânea văduv în urma pierderii femeii cu care era căsătorit, iar femeia rămânea văduvă în urma pierderii bărbatului cu care era căsătorită,
ei erau liberi să își refacă familia. Lucrul acesta este pus de către teologia tradițională, sau mă rog, teologia romano-catolică și teologia ortodoxă în dreptul familiei lui Iosif. Astfel, Iosif fusese căsătorit înainte să o cunoască pe Maria, rămăsese văduv cu acești cel puțin 4 copii, iar Iisus Hristos este pruncul Mariei, născut așa cum am vorbit, iar Maria nu ar mai fi întreținut apoi relații sexuale cu Sfântul Iosif și nu a avut niciun fel, nu a mai născut alți copii. Sigur că această poziție, de fapt, înainte să le compar, o să spun și cealaltă poziție. Cealaltă poziție vine și spune că Sfânta Fecioară Maria, într-adevăr, l-a născut pe Domnul nostru Iisus Hristos în această situație supranaturală, însă imediat după nașterea lui, atunci când legea i-a permis, legea iudaică, mă refer, ea s-a întors la soțul ei și, conform poruncilor lui Dumnezeu, a trăit o viață de familie autentică, o viață de familie în contextul iudaic, însemnând întotdeauna nașterea de prunci. Dacă Sfânta Fecioară Maria nu ar fi întreținut relații sexuale cu Sfântul Iosif în cadrul familiei, atunci am putea să o acuzăm, de exemplu, ca fiind o soție care nu își îndeplinea calitățile pe care Dumnezeu însuși i le poruncise să le aibă cu privire la soțul ei. Iar copiii despre care ne vorbește Evanghelia nu sunt altceva decât fiii ei, frații mai mici a Domnului nostru Iisus Hristos, născuți de aceeași mamă, Maria și așa mai departe. Cătălin, trebuie să spun că această controversă nu poate să aibă sfârșit. De ce? Pentru că Biblia nu este foarte clară la acest capitol și, ca atare, ambele tabere au argumente foarte solide de partea lor. De exemplu, tabăra care... aș vrea să spun un lucru de la început pentru ca telespectatorii noștri să înțeleagă bine de ce abordez acest subiect în cheia aceasta. Martin Luther credea cu tărie în virginitatea perpetuă a Sfintei Fecioare Maria și eu, cel puțin, vă mărturisesc public tuturor că am această credință asupra faptului că ea a rămas fecioară și după nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, dar în Biserica Luterană acest subiect se numește adiafora, adică e un subiect secundar, fiecare are libertatea propriei lui conștiințe să creadă sau să nu creadă acest lucru, iar mântuirea noastră nu depinde sub nicio formă de ce s-a întâmplat cu Sfânta Fecioară Maria mai apoi. Mântuirea, ci fundamental pentru credința creștină, din punctul meu de vedere, este faptul că ea a fost fecioară la momentul în care a avut loc întruparea Domnului nostru. Ce s-a întâmplat după este complet irelevant pentru credința noastră și pentru mântuirea noastră, pentru că focusul nostru sau centrul de greutate a credinței noastre nu este Sfânta Fecioară Maria, ci este în fond Domnul nostru Iisus Hristos. Sfânta Fecioară Maria este un personaj care interacționează cu această poveste a mântuirii în mod temporar, își aduce rolul ei și după care, așa cum am spus și în introducerea discuției noastre, ea iese cumva din această poveste. Nu o mai regăsim în momentele, să zicem așa, cele mai importante cu privire la mântuirea noastră. Deci, revenind acum la poziția aceasta care susține virginitatea Sfintei Fecioare Maria, sunt câteva argumente, o să trec foarte rapid printre ele. Primul spune, de exemplu, este acela că Scriptura nu vorbește niciunde despre fiii Mariei. Când face referire la cei 4 copii, ea vorbește despre frații lui Iisus. Exact, mama și frații lui. Exact, nu spune mama și fiii ei, ci mama și frații lui Iisus. Doulos, care este folosit aici în limba greacă, are în general înțelegerea că este vorba despre 2 copii născuți din același uter. Însă, cu siguranță, vedem faptul că Domnul nostru Iisus Hristos vorbește folosind aceste cuvinte și în dreptul apostolilor săi, care, cu siguranță, nu erau din același pântec
cu Sfânta Fecioară Maria. Deci, ca atare, se folosește expresia frații lui Iisus, iar acești copii puteau să fie în mod natural frații lui Iisus din perspectiva faptului că Sfântul Iosif era apărătorul, gardianul lui Iisus, tatăl său, din, să spunem așa, deși nu era tatăl natural, dar contextual era cu siguranță. Era în familia lui, tatăl, a avut grijă de practic, l-a îngrijit. Există mai apoi o altă afirmație interesantă în Scriptură, ni se spune faptul că frații lui Iisus îl certau pe Iisus, îl admolestau, râdeau de el într-un anumit fel. Lucru care, Cătălin, nu ar fi fost permis în tradiția iudaică, ca niște frați mai mici să aibă o astfel de atitudine față de fratele mai mare. Fratele mai mare era întotdeauna moștenitorul, era întâi născutul, el avea un statut cu totul și cu totul special. Iar o atitudine grosolană adresa fratelui mai mare era întotdeauna văzută ca un obicei rău. Faptul că frații lui Iisus l-au tratat în acest fel pe Domnul nostru Iisus Hristos este iarăși o dovadă în sprijinul faptului că erau mai mari în vârstă decât era Domnul nostru Iisus Hristos. Ca atare, ei nu erau fii Mariei, ci erau cel mult fii lui Iosif și considerau că datorită vârstei lor aveau oarecare autoritate asupra Domnului nostru Iisus Hristos. Un alt argument pe care îl știm cu toții este cel care are loc la cruce atunci când Domnul nostru Iisus Hristos o lasă pe Sfânta Fecioară Maria în grija Sfântului Apostol Ioan. Lucru care iarăși contrazice tradiția iudaică. Pentru că în tradiția iudaică când o femeie rămânea văduvă, ea urma să fie îngrijită de fiii ei. La cruce, Maria era deja văduvă. Noi îl mai vedem pe Sfântul Iosif prezent doar la momentul în care, la 12 ani, Domnul nostru Iisus Hristos este dus la templu, după care el iese din orice fel de relatare. Și mai se amintește despre el ca tâmplar, nu este el fiul lui Iosif, atunci când Iisus Hristos își începe misiunea în Nazaret. La momentul respectiv, Iosif era deja plecat la Domnul, nu mai era în viață, dar nu știm de cât timp se petrecuse respective evenimente. Dar cu siguranță la cruce Sfânta Fecioară Maria era văduvă. Iar Domnul nostru Iisus Hristos avea o responsabilitate specială față de mama sa. De ce? Pentru că era întâiul ei născut, cel care trebuia să aibă grijă de ea. Însă în momentul în care Domnul nostru Iisus Hristos este aproape de moartea sa pe cruce pentru păcatele noastre, el o încredințează pe Sfânta Fecioară Maria lui Ioan, ci nu unuia dintre frații lui, despre care știm că erau cu siguranță în viață, pentru că unul dintre ei, nu, Iacov ajunge să conducă biserica din Ierusalim. Iacov, fratele Domnului. Deci Iacov ar fi trebuit să fie negreșit cel care s-a oprea. Repet, acestea sunt argumente și o să închei în doar 3 minute. Există argumente la fel de solide și pentru cei care neagă virginitatea perpetuă. Sunt cuvintele din Evanghelia Sfântului Apostol Matei, unde ni se spune că ea nu l-a cunoscut pe Iosif până când nu l-a născut pe întâiul său născut, iar aceste cuvinte nu pot fi explicate decât prin faptul că după ce Domnul nostru Iisus Hristos s-a născut, iată, spune versetul clar, trezindu-se din somn, Iosif a făcut după cum i-a poruncit Îngerul Domnului și a luat-o de soție pe soția lui și nu a cunoscut-o până când ea nu a născut un fiu. Așadar, ce înseamnă acest cunoscut, dacă nu altceva decât întreținerea relațiilor normale, până la urmă, între un soț și o soție, pentru că asta este modul în care se consumă relația între un soț și o soție, iar Sfânta Fecioară Maria și Sfântul Iosif trebuie să fi trăit o viață de familie normală din punct de vedere evresc, ceea ce însemna întreținerea de relații sexuale, respectiv nașterea de alți copii. Dar ceea ce trebuie noi să rămânem cu privire la acest subiect este că cel mai sănătos mod cu putință este să îl păstrăm în zona aceasta de
adiafor, adică de subiect secundar, și să fim conștienți că nimeni nu își va pierde mântuirea dacă crede că Sfânta Fecioară Maria a rămas virgină toată viața ei sau dacă afirmă că nu ar fi rămas. Mulțumesc, Sorin. Mai avem câteva minute, 10 minute în care vom discuta despre înălțarea și despre adorarea Fecioarei Maria. Știm că în comunitățile creștine, fie că vorbim despre Biserica Catolică, dar și despre Biserica Ortodoxă de Răsărit, cultul acesta al Mariei, al Mariei este foarte întâlnit și chiar suntem în perioada aceasta a acestei mari sărbători. Cum vezi tu lucrurile? Și bineînțeles, aș vrea să ne auzim și ce poți să spui despre înălțarea Mariei. Despre înălțarea Mariei nu pot să spun în mod cert decât faptul că ea nu este absolut deloc amintită în Scriptură. Este un subiect pe care Scriptura nu-l atinge absolut deloc și de asemenea înălțarea Mariei este fundamentată exclusiv pe niște explicații filozofice. Maria, dacă s-a născut, acum încerc să explic un pic care e viziunea cu privire la înălțarea ei vie la ceruri, adică Maria nu a cunoscut moartea, este pentru că această învățătură trebuie să rămână în strânsă relație cu învățătura despre care noi am vorbit, anume Imaculata Concepție. Dacă Maria s-a născut fără păcat, a trăit fără păcat și a fost cea fără de păcat, atunci moartea nu se putea lipi de ea. Noi, creștinii protestanți, luterani și toți ceilalți creștini protestanți, știm foarte bine din cuvintele Sfântului Apostol Paul că niciun om nu este fără păcat. Orice om născut pe cale naturală experimentează în viața lui nu doar o înclinație spre păcat, ci și păcatul efectiv, pentru că înclinația spre păcat, această concupiscență, este, cel puțin din punct de vedere al teologiei luterane, păcat în sine. Deci, ca atare și Sfânta Fecioară Maria a experimentat păcatul, a avut păcat și l-a privit pe Fiul Său ca pe Mântuitorul ei. Și astfel atât de frumos spune ea în cântarea numită Magnificat, pe care o recită atunci când se întâlnește cu ruda sa Elisabeta, cu verișoara sa Elisabeta, și spune în Evanghelia Sfântului Luca la capitolul 1: Maria a spus, sufletul meu îl preamărește pe Domnul și Duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu. Maria l-a perceput pe pruncul din pântecul ei ca Mântuitorul ei. Din ce? Din păcatele ei, din pierzania în care ea se afla. Ca atare, cred că nu are nici cel mai mic sens să acordăm extrem de multă atenție subiectului înălțarea Sfintei Fecioare Maria, mai ales că, repet, ea nu este absolut deloc amintită în Biblie și cred că un astfel de eveniment major din viața bisericii și-ar fi găsit cumva locul undeva acolo. Cred că subiectul mult mai arzător ar fi în momentul de față să încheiem cu discuția despre adorarea Fecioarei Maria, pentru că asta se petrece astăzi. Marea majoritate a creștinilor o adoră pe Fecioara Maria într-un sens de adorare pe care Scriptura ne spune că ar trebui să-l acordăm doar lui Dumnezeu. Este foarte interesant cum citim tot în Luca la capitolul 1, acolo unde îngerul Gabriel se adresează Sfintei Fecioare Maria spunându-i următoarele cuvinte: Bucură-te, o plină de har, Domnul este cu tine. Cătălin, Dumnezeu a onorat-o pe Fecioara Maria într-un mod deosebit. A făcut din ea cea mai binecuvântată femeie care a trăit, trăiește sau va trăi vreodată. Prin faptul că Dumnezeu a fost prezent în ea și apoi cu ea în viața ei atâția ani și atât de multe binecuvântări, trebuie să fi câștigat Sfânta Fecioară Maria trăind împreună cu Dumnezeu pe acest pământ. Întrebarea se pune: dacă Dumnezeu a onorat-o atât de mult, oare trebuie să onorăm și noi la fel de mult? Răspunsul meu este da. Trebuie să onorăm pe Sfânta Fecioară datorită faptului că a fost onorată de Dumnezeu. Dar
întrebarea care se ridică este cum trebuie să onorăm pe Sfânta Fecioară Maria? Trebuie să onorăm înălțându-i rugăciuni? Nu, pentru că acest lucru este contrar scripturilor. Trebuie să o onorăm crezând că ea este comântuitoare împreună cu Domnul Iisus Hristos? Nu, această credință este împotriva Sfintelor Scripturi. Trebuie să o onorăm exact așa cum îi onorăm pe toți ceilalți sfinți. Adică să privim la viața lor de credință, să-i binecuvântăm pe Dumnezeu care a pus în acești oameni și în această femeie o credință atât de minunată, să învățăm de la această credință și să o replicăm în viața fiecăruia dintre noi. Să replicăm credința Sfintei Fecioare Maria în viața noastră și, așa cum am spus de-a lungul emisiunii, să luăm aminte cu privire la modul în care ea s-a supus lui Dumnezeu, deși în mintea ei existau atât de multe semne de întrebare. Sfânta Fecioară Maria ar fi putut, ca și Sfântul Patriarh Avram, atunci când Dumnezeu i-a cerut, de exemplu, să-l sacrifice pe fiul său Isaac, putea foarte bine să spună: n-am auzit bine, n-am înțeles, poate a fost o vedenie, eram obosită, sunt tânără și așa mai departe. Totuși Sfânta Fecioară Maria se supune acestui eveniment care nu era cotidian, nu se întâmpla atât de des în Israel la vremea respectivă, să coboare îngeri, să vorbească cu oameni și așa mai departe. Ea se supune prin credință și urmează prin credință planul lui Dumnezeu, fără să se întrebe cum e posibil, de ce eu, cum o să-l cresc, ce o să spun oamenilor și așa mai departe. Aceeași credință trebuie să o avem și noi, să nu ne temem să mergem pe drumul pe care Dumnezeu ne cheamă, pentru că Dumnezeu va avea grijă de toate lucrurile, exact așa cum s-a îngrijit de Sfânta Fecioară Maria. Și eu cred că noi creștinii greșim, cel puțin creștinii protestanți greșesc enorm de mult prin faptul că o sfidează sau, mă rog, o tratează cu atâta indiferență pe această Sfântă Fecioară Maria, dar am și un răspuns pentru asta și o să-l spun direct. Este toată lumea consideră că a avea o poziție bună, o poziție corectă față de Sfânta Fecioară Maria ar fi sinonim cu acceptarea erorilor catolice în viața noastră, romano-catolice, ceea ce este fals. Noi putem să ne debarasăm de erorile pe care creștinismul le învață, anumite biserici din creștinism le învață cu privire la Sfânta Fecioară Maria, dar să continuăm să o păstrăm ca un personaj extrem de important în planul de mântuire, sigur, piatra din capul unghiului fiind negreșit Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, sărbătoarea aceasta care are loc în aceste momente trebuie să fie o bucurie pentru fiecare creștin, fie că este romano-catolic, ortodox, luteran, baptist, penticostal și așa mai departe, pentru că ea face referire la minunata poveste, la minunata istorie care ne vorbește la rândul ei despre modul în care Domnul Dumnezeul nostru ne-a mântuit din păcat, Sfânta Fecioară Maria fiind personajul cheie un personaj cheie al acestui plan de mântuire, anume cea care în pântecul căreia s-a întrupat Domnul nostru Iisus Hristos, care a devenit astfel mântuitorul nostru. Mulțumesc foarte mult, Sorin. În concluzie, mi-a plăcut faptul că ai zis că în calitate de creștin trebuie să o onorăm pe Fecioara Maria. Ea a fost persoana de care Dumnezeu s-a folosit pentru a-L trimite pe Domnul Iisus Hristos în lume. Iar când vorbim despre adorare, să avem grijă să nu înlocuim, să spunem, personajul central al planului de mântuire pe Domnul Iisus Hristos cu nimeni altcineva, nici cu Fecioara Maria, nici cu vreunul dintre Sfinții Apostoli, nici cu alte personaje contemporane nouă, ci știm că mântuirea vine doar prin Domnul Iisus Hristos, Cel care a murit și a înviat pentru păcatele noastre. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta, îți mulțumesc că și de data aceasta am fost împreună. Până data viitoare, Sorin, eu îți urez succes și binecuvântare în ceea ce faci. Mulțumesc mult la fel. Stimați prieteni, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezența în fața micilor ecrane. Vă mulțumim că și de data aceasta ați fost împreună cu noi. Până data viitoare, noi vă spunem la revedere!